cred că în toată țara, pe vremea respectivă, eu cred că se făcea sport, adică sportul cred că avea mult mai multă susținere decât are acum și normal că de asta am și avut rezultate bune pe care le-am avut. Mai ales la Hunedoara, cred că fiind un oraș muncitoresc, normal că au fost foarte mulți copii care, probabil părinții fiind mai mult la muncă, și pentru părinți era mult mai convenabil copiii să aibă o activitate ca să nu trebuiască tot timpul să fie 100% supravegheați. Și normal, având și o bază de selecție foarte mare, fiind foarte mulți copii care făceau sport, cred că de asta am și avut și din Hunedoara foarte mulți sportivi buni. Bine, la amatori am fost de 4 ori campionul României, la juniori, fiindcă înainte să devin senior am plecat din țară. Am fost campion mondial de juniori în Cuba. Am câștigat mai multe turnee internaționale în străinătate, iar după aceea am plecat în 1987 am plecat din țară. Am plecat în Germania și în Germania am fost, bine, în primul an am pierdut titlul Germaniei în finală prin knockout, a fost singurul knockout din viața mea. Iar după aceea am fost de 2 ori campionul Germaniei la amator, după care am câștigat și pentru Germania niște turnee internaționale, iar după aceea am trecut la profesioniști în 1991. Bine, a fost așa contactul cumva cu viața și puțin în afara sportului. Normal că m-am bazat mult pe faptul că având rezultate bune la box aș fi beneficiat de condiții mai bune și într-adevăr am fost și ajutat, dar pe de altă parte trebuie să spun sincer că mă așteptam ca oamenii de acolo să fie mult mai corecți, mult mai, nu știu, primitori, mai drăguți, dar s-a dovedit că viața este destul de dură. A fost o experiență foarte bună care m-a călit pentru viață. Adică primele 6 luni în Germania pot să spun că au fost extrem de grele. Bine, am trecut în 1991, am semnat primul contract la profesioniști și să știi, meciul de titlu mondial, bine, a fost categoric cel mai important meci din viața mea și așa am fost și eu tentat prima dată să spun că m-am pregătit 6 săptămâni efectiv înainte de meciul de titlu mondial. Dar să știi că după ce, să zic, m-am liniștit puțin, m-am gândit la ce a fost în urmă, cred că acest titlu mondial, practic, nu cred că l-am câștigat în cele 6 săptămâni, ci cred că a fost câștigat în cei 20 de ani de muncă. Adică, întotdeauna, eu cred, pentru a realiza o performanță în sport, trebuie să muncești foarte mult și este imposibil să zici că, nu știu, în 2 luni sau în 3 luni ai realizat nu știu ce. Contează foarte mult modul în care ești învățat să lupți, să nu renunți, să dai totul din tine în momentul în care ești în ring. Cred că foarte important în sport, până la urmă, înaintea sumelor, este performanța sportivă. Fiindcă eu nu cred că există vreun sportiv care în momentul în care se pregătește sau în momentul în care este în timpul unui meci se gândește la cât câștigă el din punct de vedere financiar. Fiecare își dorește să câștige pentru el ca și sportiv. Sincer, cred că acest titlu pe care l-am câștigat împotriva lui Santiago Samaniego a fost cumva sau trebuia să fie doar începutul unei cariere, fiindcă normal, urma un program foarte frumos, mă pusesem de acord cu managerul meu inclusiv să boxez și în România, chiar dacă la vremea respectivă era mai greu. Aveam deja aproape perfectat cu un meci cu Oscar de la Hoya, rămânea doar de negociat între manageri locul de desfășurare a meciului.
practic ar fi urmat chiar un parcurs foarte frumos și normal că depindea doar de mine dacă reușeam să în continuare, bine, trebuia să reușesc, dar să mă dedic 100% boxului, să fiu întotdeauna foarte pregătit. Spre exemplu, Santiago Samaniego, care a pierdut atunci în meciul de titlu cu mine, la un an de zile a crescut o categorie în greutate și a devenit campion mondial în America. A fost circa 2 ani de zile campion mondial în America și normal că și pentru mine probabil că ar fi fost undeva cam același drum. La box, spre exemplu, și mai ales la box profesionist, bine, tot timpul ești, să zic, oarecum în pregătire, dar un, să zic, o perioadă efectivă în care se pune accent și se pregătește meciul era cam de 6 săptămâni. În prima perioadă, normal că făceam mai mult antrenamente fizice sau de forță și atunci încă rămâneam oarecum în greutatea pe care o aveam eu. De obicei slăbeam cam 7, 8, 10 kg, ajunsesem spre final să slăbesc. Cam 2 zile înaintea cântarului ajungeam undeva la 2 kg peste categorie. În ultima zi, să zic, dădeam și acele 2 kg, ceea ce nu era extraordinar foarte mult. Și, practic, trebuia și să am grijă, fiindcă este foarte periculos ca imediat după cântar să mănânci foarte mult. Și atunci trebuia totdeauna, practic, eu, de fapt, când mă urcam în ring în seara meciului, eram undeva la 2 kg peste greutatea care am avut-o la cântar. Eu întotdeauna dornic așa să fac foarte mult. În al doilea an de curse, bine, oricum de la Fordul Ka și Dacia Nova, mașini pe care le-am pilotat în primul an, am trecut în al doilea an la... Am mers primul raliu cu un Ford Puma, era o mașină undeva la 200 de cai, dar am zis pentru raliul Clujului, fiindcă la Fordul Puma nu aveam suspensie de macadam, și am decis să închiriem o mașină. Și am închiriat o Lancia Delta Integrale, o mașină care, sincer, eu în al doilea an de curse era un monstru. Adică Lancia Delta Integrale a fost o mașină care, campioană mondială de raliuri, a dominat campionatul mondial de raliuri 10 ani. Adică o mașină foarte puternică. Pentru mine, un pilot lipsit de experiență, dar eu n-am crezut așa. Am crezut că voi putea să merg foarte bine. Și prima probă specială care s-a desfășurat într-un cartodrom, am terminat pe locul 2, dar am primit o penalizare de 5 secunde și asta m-a aruncat pe locul 4. Dar oricum, pentru mine, în al doilea an de curse era extraordinar. Și a doua zi, pe prima probă specială a zilei, bine, l-aveam pe Victor, pe fratele meu copilot, care... El era mai începător decât mine și știu că am plecat foarte bine, adică la timp intermediar chiar știu că eram pe locul 1 pe proba aia specială, dar după aceea urma o săritoare, așa se zice, am învățat după aceea și un viraj de dreapta. Victor, care și el era lipsit de experiență total, mi-a zis în momentul în care am ajuns pe săritoare, dreapta 2, așa trebuia, și am apucat să-i spun, mi-am dat seama, ne-am desprins de la sol, am sărit destul de mult și am zis doar prea târziu, Victore, și am făcut un salt în pădure și s-a cam, și mașina puțin a fost, adică știu că n-a mai fost folosită la niciun raliu. Primul an l-am terminat cu greu, adică aproape numai cu abandonuri, dar în special nu că dau vina pe altcineva, dar mașina a fost cu multe probleme tehnice pe care am pilotat-o. După aceea, în 2001, am devenit vicecampion național după Titi Aur cu un Ford Escort și oricum eram încă la început, cred că erau foarte puțini cei care se așteptau să reușesc să merg atât de constant.
Dar știi cum mergeam constant, dar tot trebuia o dată pe an să mă dau peste cap. Iar după aceea am trecut pe un Hyundai World Rally Car. Primul an a fost un an cu probleme, iar în 2003 am câștigat titlul național la raliuri. Cred că oarecum după ce am câștigat titlul național, din 2005 s-au schimbat și regulamentele. Nu mai practic mașinile World Rally Car și mașinile de grupa A nu mai erau eligibile pentru campionatul nostru. Au rămas mașinile de grupa N care, cum să zic eu, mașinile de grupa N sunt puțin mai apropiate de mașinile de stradă și necesitau foarte multe setări pe care eu, sincer, eu neavând experiență în sportul auto, n-am fost la karting, n-am făcut alte activități legate de sportul cu motor ca să am experiență în a seta mașinile. Și mi-am dat seama și oarecum de faptul că am un mare dezavantaj din asta. Mă gândesc că după ce am câștigat titlul național, oarecum nu am mai fost foarte motivat, fiindcă, sincer, dragostea mea oricum va rămâne boxul. Și toate așa împreună m-au făcut în 2008 să renunț la curse. Eu cred că, bine, este ideea și proiectul meu și al familiei mele și al echipei cu care lucrez. Am plecat de la ideea că sportul întotdeauna are nevoie de mulți spectatori, are nevoie de o mediatizare foarte bună, fiindcă în sport întotdeauna ai nevoie de sponsor să fie lângă tine, ai nevoie de public și atunci a trebuit să mă gândesc, sau mă rog, am vrut să mă gândesc la o competiție care poate să îndeplinească aceste condiții. Și am ajuns la concluzia că un circuit stradal în centrul orașului poate întruni cele mai multe condiții de care aveam eu nevoie. Și am reușit să găsesc în câteva orașe din țară interes pentru asta, fiindcă se promovează și orașele în cadrul acestor competiții, oamenii văd de aproape ce se întâmplă la curse și Campionatul Național de Super Rally cred că este competiția care a crescut cel mai mult în ultimii 2 ani de când a apărut. După experiența de la curse, mi-am dat seama că, în primul rând, sunt diferențe enorme între o mașină de curse și o mașină de stradă. Adică, o mașină de stradă, oricât de talentat ai fi, nu îți oferă aceleași condiții să mergi la fel de bine ca și cu o mașină de curse. Dar cred că problema cea mai mare pe șosea este întotdeauna faptul că dacă tu ești un șofer indisciplinat, dacă mergi prea tare, dacă nu respecti, nu știu, indicațiile, nu numai că îți faci ție o problemă, dar poți să-i pui pe alții în dificultate. Și cred că cel mai rău este, nu știu, Doamne ferește, să ai pe conștiință pe cineva care a pățit ceva din cauza ta. De aceea eu cred și sfătuiesc pe toți pe șosea să respecte regulile circulației, iar cei care vor neapărat să meargă tare, să meargă cu viteză, există circuite, există foarte multe competiții la care poate fiecare să participe și atunci pot să facă asta într-un cadru organizat.